cu celebrul doctor Cristian Andrei acest subiect, care e propus chiar de cei de acasă, să știți, și noi ținem cont. Bună ziua, doctore, bine ați venit. Ce faceți? M-ați luat așa, nici n-am mâncat de prânz. Da, exact. Ideală, nu? Da. Adică ideală înseamnă a celorlalți. Cum arată o viață de cuplu ideală? Sau viață de că din moment ce se desfășoară în intimitate, nu știe nimeni nimic despre nimeni. Da. Ce au mai fost acești doi cercetători, Master și Johnson, care până la urmă s-au căsătorit din cauza cercetărilor sexologice. Da? Deci erau doi cercetători, el americani, și ea, americani, da. Care și cercetau relațiile sexuale. Ei au scos primul tratat de sexologie din lume, modern. Și au sfârșit prin afară de cama, știi tu? Da. Și până la urmă s-au căsătorit că tot trebuiau să facă experimente și decât să fie ilegale, mai bine le-au făcut... În cuplu, științific, da. Și cum e? Deci, care e treaba asta? Că foarte multă lume ne trimite mesaje și ne întreabă, dom'le, cum e lipsa activității sexuale? Îți distruge un cuplu? Mai poate să țină un cuplu în viață? Ce înseamnă ideal? Că toți oamenii se raportează ca... Acum, după cum spuneam, viața intimă este intimă, nu prea suferă comparație cu viețile intime ale altora. De câte ori faci asta, îți dai seama că ești anormal? Toți oamenii sunt anormali în ce privește intimitatea pentru simplu fapt că nu există reguli trecute în codul civil sau măcar să existe codul intim, să spunem, în afară de cel penal, civil, comercial, codul, nu există nimic scris. Și atunci, din cauza că în intimitate ajungi foarte departe cu tot felul de practici ciudate, nu le trece prin cap celorlalți, okay? Și atunci trebuie să te referi la normalitatea acestui cuplu așa cum s-a dezvoltat ea în timp. Și avem două persoane, deci de votat este destul de simplu, numai că iese la egalitate. Opoziția cu puterea. Și bineînțeles că se nasc divergențe. Ce este normal pentru ea, nu este normal pentru el. Cât vrea el și cum vrea el, nu este normal pentru ce vrea ea. Și sunt discuții destul de serioase. Ele se termină de obicei cu multă îmbufnare. Nu se termină cu scandal, cu îmbufnare. Unul dintre ei se retrage pentru că își dă seama că n-a ajuns la stadiul dorit de celălalt. Da? Numai că noi avem o problemă, Cătălin. Specia noastră este aberantă din punctul ăsta de vedere, dragul meu. Gândește că noi doi, na, bem apă, nu avem noi chef de d-astea, da? La ora asta suntem la muncă, nu ne gândim noi la așa ceva. Nu se poate, domne. Dacă schimbi pe alt canal TV, o să vezi un film amoros. Deja se schimbă subiectul, trebuie să intri în subiect. Bărbatul este la serviciu și se gândește la treabă, soția este acasă și vede filmul amoros. Ce rezultă? Rezultă că ea ar vrea ceva și el nu vrea ceva, că zice e ocupat, e obosit și așa mai departe. Când are el chef, că a băut ceva cu prietenii și aceștia i-au povestit cum trebuie să arate viața lui intimă și vine pregătit acasă, de obicei bărbații sunt pregătiți mai tot timpul. Pentru că îi vizionează, vizualizează, sunt puși pe acțiune, încearcă, ei sunt gata porniți. Ea are nevoie să înțeleagă, să simtă să existe flori în casă. Niciodată bărbatul n-a înțeles care e legătura între flori și sex. Și care e? Niciuna. Adică, practic, este vorba de atmosfera pe care o dorește și o resimte ca fiind necesară ea. În schimb, el este deja pornit, după cum spuneam, motorul lui este cald. Motorul ei nici măcar n-are benzină, trebuie să-i pui flori. Da? Și de-abia după aceea pornește și nu se mai oprește. Că al lui se oprește repede și gata. Al ei nu se mai oprește. Și uite, de aici vin divergențele, pentru că este vorba și de rolul social, și de intervenția celorlalți oameni, cum spuneam, ea stă la televizor, poate nici ea nu avea chef de nimic, dar ceilalți care la televizor se sărută pasional, că vorba ce este, Brad Pitt, cum să nu se sărute el pasional, e de meserie, nu? Da. Și ea nu vroia, dar începe să vrea, datorită acestei conjuncturi. Specia noastră este socială, ca atare ne creează conjuncturi erotice tot timpul. Deci, ideal, să înțelegem, este pentru fiecare cuplu cum se simte el bine, nu? Că de asta, ideal, cum a zis, că ideal când privești la alții, pare. Aici nu vorbim despre a mânca o șarlotă. Și care este șarlota ideală? Cum îți place ție, cum îi place ei și așa mai departe. Este vorba despre multă încărcătură, Cătălin. Adică, femeia are senzația de împlinire. Dacă nu există atenția bărbatului, măcar sub formă erotică, pentru că el așa știe să livreze, pe acest canal al sexualității. Te iubesc pentru el înseamnă nu vezi că facem sex. Da? Deci te iubesc. Da? Pentru ea înseamnă atenția lui, faptul că se preocupă de acele condiții, faptul că are exclusivitate față de ea. Da? Sunt multe lucruri care
acordă semnificație sexualității. Și mai înseamnă și ideea aceea că arăți bine, respectiv la bărbat, că funcționează, nu? E omul în stare de funcționare. Da? Înseamnă și pentru bărbat că a câștigat o competiție. Când îi spune lui Viorel, colegul meu de serviciu, ce am făcut eu în noaptea asta, nici nu-și închipuie săraca soția, că el adaugă la ce a făcut în noaptea asta încă vreo câteva cantități. Da? Și povestește. Știți că avem numărul de WhatsApp și pentru cei de acasă, așteptăm și întrebările lor. Tot ei ne-au propus tema asta și atunci să vedem și ce întrebări și curiozități au legate de acest subiect, care pare unul destul de interesant, doctore, de care se izbește fiecare om. Dar acum, relațiile astea intime într-un cuplu, nu diferește de vârstă? Altfel adolescență, altfel după, nu? Bineînțeles, de aceea vorbim despre erotism și nu despre viața sexuală în sine. Erotismul este mult mai larg, are o are culturală, socială, afectivă. Da? Eros înseamnă să-ți placă de cineva, să flirtezi cu cineva sau cineva să-ți acorde exclusivitate în atenție. Înseamnă să fii mulțumit sau mulțumită de cum arăți pentru că lumea se uită. Înseamnă inclusiv acea apariție sexy, care apariția sexy nu înseamnă sex. Cum cred bărbații. Soția mea vrea să fie sexy, deci a luat-o razna, vrea să facă sex. Nu e așa. Este vorba de a avea această atenție în societate pe care numai banii mai pot să o realizeze. Dar nici pe ea. Adică, sincer vorbind, atracția pe care o exercită erotismul depășește cu mult atracția pe care o pot exercita banii. Chiar dacă lumea zice că nu, cu banul, dacă arunci așa în stânga și în dreapta, sigur o să vină oameni. Nu, vin doar anumiți oameni. Da? Bine, și la sex vin doar anumiți oameni. Însă te gândești că ține mai degrabă de calitățile persoanei decât ce are. Da. Decât de ceea ce are. Bun. Și întrebarea este, strică sau nu strică absența, eu aș adăuga, sau prezența sexului în cuplu? Da. Pentru că și prezența strică. Asta însemnând că preocuparea excesivă pentru sexualitate pusă în practică, faptul că celălalt vede din tine doar atributele tale sexuale, e o insultă la adresa personalității tale, nu? Sau faptul că pur și simplu ai obosit. Da? Sunt multe femei care spun asta. Și sunt din ce în ce mai multe femei, cel puțin la noi la institut, care povestesc faptul că de 3 ani, de 7 ani, de 6 luni, nu s-a mai întâmplat nimic. Știți că primeam și noi mesaje foarte multe, da. Și așa a venit și ideea temei când ne trimiteau cei de acasă legate de treaba asta. Ori acest lucru arată că bărbatul respectiv are niște beneficii din a conviețui cu soția lui, partenera lui, ca fiind o soră, o mamă, un partener de afaceri, că de multe ori pur și simplu afacerile sau copiii sunt cei care mai țin împreună. Și nu mai există interesul față de ea. Și acum vine următoarea întrebare, nu-i așa? Bun, dar dacă nu vrea cu soția, vrea totuși cu cineva, el face ceva în sensul ăsta? Și acum trebuie știut că în afara unor situații rarisime, care țin de boală, chiar burnout, să spunem uneori, o depresie, o epuizare exacerbată, practic bărbatul nu prea are de ce să refuze interacțiunea sexuală cu o femeie nouă. Și aici avem niște indicatori. Păi e o oră de prânz, nu putem să dăm detalii prea tehnologizate, da? Dar în general, dacă el funcționează reflex și funcționează față de alte persoane străine, înseamnă că el funcționează. Păi și în cupluri de asta zic că diferă, nu? Când ești adolescent și ai o relație, o anumită frecvență, după aia o altă frecvență. Există un, există un percept oriental care s-a verificat într-adevăr în sănătatea funcției sexuale, și anume că un bărbat ar trebui să aibă un orgasm la un număr de zile egal cu numărul de ani de vârstă. Și începe mărut să se calculeze. Oricum, am ieșit din... Deci nu înțeleg asta. Cum e? Deci? Ai 16 ani? Da. Ar trebui să ai o parte de un orgasm cum se poate, bineînțeles, în conjunctura respectivă, la 16 zile. Ai 30 de ani, nu ți se întâmplă nimic dacă timp de 30 de zile nu termini. Ai înțeles? Oh, te-am deprimat de tot. Nu, dar încerc să înțeleg. De ce? Pentru că în această concepție orientală, bărbatul nu este obligat să aibă neapărat plăcere după plăcere în fiecare zi, cum aleargă mulți pe site-uri și așa mai departe. Este ok să interacționeze cu femeie. La femeie nu se spune limita asta, știi? Adică ea poate să aibă oricât de des, îi face bine.
față de bărbați se consideră că produce oarecare epuizare, oarecare deformare a comportamentului, că devine prea preocupat de asta dacă o face atât de des. Înțelegi? Da. Și atunci, la 30, dacă ai 30 de ani, la 30 de zile se poate ivi un copil. Nu ți se întâmplă nimic dacă nu ai în această perioadă maxima plăcere a vieții tale. Nu, păi știi, și nu e maxima și fața are, ce bine că stai la televizor și se vede fața lui Măruță. Cum? Adică cum, 30 de zile? Adică nu odată la 30 de zile ai o să faci dragoste mai des, dar nu ești obligat, nu este necesar să ai orgasme ca bărbat mai des de 30 de zile. Nu se întâmplă nimic. Dacă depășește această perioadă, se simte un pic acel sindrom de abstinență. Da? Pe care l-au adolescenții, care își închipuie tot felul de lucruri, dar nu reușesc să pună în practică. Pentru cuplurile mai în vârstă, ce ziceți? Ca să răspundem și la mesajele celor trimise de acasă. 60 de zile. Da? Este foarte importantă interacțiunea sexuală. Atât de importantă și încât... Și cei mai în vârstă, nu? Da, pentru absolut. Că poate mulți zic, domne, gata, au trecut de nu știu câți ani, nu mai... Nu, 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 nu. Asta este o preconcepție, că nu mai ai dreptul, dacă ai trecut de 50-60 de ani, gata, la revedere, te duci la casa de pensii și acolo rămâi. Nu. Este vorba despre o a treia viață pe care oamenii încep să o trăiască deja de vreo câțiva ani, cel puțin în sfera, emisfera nordică, oamenii mai prosperi. Este vorba de o sumedenie de femei care continuă să-și administreze hormoni estrogeni, în general, pentru a continua viața sexuală la fel ca și înainte de menopauză. Este vorba despre bărbați care practică mișcarea, alimentația sănătoasă și o stimă de sine bună și care continuă să aibă viață sexuală până la 80-80 de ani. Perfect posibil pentru amândoi. Dar, într-adevăr, nu trebuie să ajungi așa ca o gulie mofluză, să stai și să te uiți pe stradă la trecerea de pieton când ești cu sacos la mână și să traversezi când e roșu. Nu! Este vorba de a fi activ, de a călători, de a avea anturaj, de a nu te izola, da? De a-ți menține sănătatea și de a fi curios și de a-l face pe celălalt să te dorească. Se poate la orice vârstă. Deci asta, să călătorești, să ai un anturaj ok. Dar viața socială este un tonic foarte important. Da? Să ai de-a face și cu oameni ceva mai tineri, nu doar cu cei din generația ta. Deci cei mai în vârstă să aibă de-a face cu oameni mai tineri. Da, să intre în dinamica grupurilor mai tineri, să fie mentor, de exemplu, să participe la... De ce să nu te duci la un festival de muzică dacă ai 60 de ani? Care e problema? Te dă cineva afară? Nu. Nu reziști prea mult la substanțe, dar în rest e bine. Așa, ce mai trebuie să mai știe? Apropo de asta, știi că marihuana, într-adevăr, este... Cei care au consumat în tinerețe s-au observat pe studiile din generația Woodstock. Da? S-au observat că se lasă singuri după o vreme și pe la 60 de ani nu l-a împins nimeni să se lase, se lasă singur. Asta arătând că, într-adevăr, e ceva autolimitat, nu e chiar așa de grav cum cred oamenii. Însă, din păcate, nu oricine consumă așa ceva. Consumă cei care nu prea au priză socială. Adică este un locuitor pentru alte lucruri de care fac parte din normalitate. Pentru social, nu? Pentru lumea. Da, cei care social. Nu sunt integrați profesional. Este... Unde e pozașul? Sunt, pozaș. Sunt fotografii aceia. Sunt băieți care spun, eu fac fotografie. Eu mă ocup de artă, da? Are un aparat foto pe care l-am mai declanșat acum două săptămâni și în rest fumează, știi? Nu, că el nici nu fumează nici țigări. Nu, un pozaș adevărat. Are și față de copilare și examen. Aha. Cum? Are examen, azi. Foarte bine, înseamnă că are o viață bogată. Da, are o viață bogată și este și iubita lui, adică nici nu... Ce să, nici mai întrebăm dacă strică sau folosește viața sexuală. Se vede după păr. E cum e, adică? Îi folosește. Îi folosește, nu? Îi folosește. Câți ani ai pozaj? 24. Ia, 24. La 24 de zile, pozaj. Corect, clar. S-a supărat prietena. Da. E un subiect câteodată noi mai ieși... Da, este. Trebuie tratat cu umor. Asta nu vreau să înțeleagă lumea. De ce facem așa? Să nu zică, domne, luați la mișto sau nu, de ce nu, faceți? Nu. Este cea mai bună modalitate și pentru cei tineri care pot să învețe, decât să vă folosești așa o figură gomoasă sau să produci scandal cu ceea ce spui. Este mult mai bine să ai un pic de simț al umorului, se râde și umorul este cel care te ajută să asimilezi pozitiv ce se spune. Nu te sperii, nu zici că nu e vorba despre mine, se asimilează mult mai ușor informația așa. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că... Și mai era o întrebare legată de subiectul de astăzi. Ce e mai grav, când te refuză ea sau când te refuză ea în cuplu? Acum depinde cine ține mai mult la asta. Da? Dacă
te ții cu dinții de sexualitate și ești refuzat, este o catastrofă de foarte multe ori. Când bărbatul este refuzat, se spune că el este obișnuit, că a făcut sportul ăsta când era adolescent și doar era refuzat tot timpul, nu? Și până la urmă este obișnuit cu asta și de aceea de multe ori forțează, șantajează, presează, insistă, da? Când este refuzată ea, din păcate se gândește că e ceva în neregulă cu ea, înainte de a se gândi că e ceva în neregulă cu el. Și se gândește, vai, m-am îngrășat sau s-o fi plictisit de mine, ce trebuie să fac ca să fie bine, când de fapt el, soțul, progresase între timp pe ogorul acesta al socializării superficiale, da? Își schimbase flirtul la mașină, da, ca să spunem așa, dacă mă înțelegi, flirtul este forma aceea de a te curta cu ceilalți, și ea a rămas în urmă ca dezvoltare socială, care arată la fel de bine, da? Adică iar nu e bine să arăți la fel de bine. E bine să arăți altfel bine. Adică, din instinct, de aceea femeile, te-ai întrebat vreodată de ce schimbă femeile atât de des culoarea la păr? Adică sunt unele care se vopsesc o dată la 3 luni, parcă sunt sezon, parcă e sezon de... De vopsit, nu știu. De ce? Tocmai pentru că au senzația aceasta de schimbare de femeie nouă, produc uimire, produc comentarii și au nevoie de așa ceva. Și au nevoie de așa ceva de la el, adică să spună și el... Wow! Domnilor, hai exersați, sunteți acasă, ia faceți așa. Wow! Încă o dată, haideți și bărbații de aici, să faceți și pentru toată lumea, da, nu? Hai, pozați, vă rog frumos, lăsați vorba, atenție mare, deci vă rog frumos și colegii de la camere, exersați, bărbații, cum trebuie să facă, domn doctor, când își văd iubitele, partenerele. Wow! Hai, domnilor! Hai! Wow! Hai, toată lumea, mai tare! Wow! Bună, da, de două ori chiar nu vor, știu. Bun. Și asta, deci, este problema. Bărbații... Domnii să le spună doamnelor, partenerilor, da, lucrurile acestea, da, adică, da, că observă. Da. Asta este, această schimbare de atitudine produce senzația la celălalt că ai schimbat ceva la tine. Nu trebuie să schimbi casa. Mulți trebuie să construiască altă casă ca să dea senzația că s-au schimbat, când de fapt e o chestiune de atitudine. Înțelegi? Uite, despre asta vorbesc diseară la live. Despre... Da, la domnul Cristian Andrei, live, da, pe Facebook. Adică este această expresie, vreau să te schimbi. Păi, cu ce să te schimbi? Căciorapea e destui. Ce să schimbi? Culoarea părului, da? Este vorba de schimbarea de atitudine. Noi suntem atât de înțepeniți pe anumite atitudini, nu ne dăm seama de asta, pentru că suntem obișnuiți cu atitudinile noastre cum suntem obișnuiți cu mirosul nostru. Trebuie să vină cineva din afară să spună, m-am săturat de atitudinea asta, vreau să te miști. Da? Și atunci, ghiși ce? Reapare viața sexuală proaspătă, frumoasă, cum n-a fost niciodată. Păi și cum îți schimbi atitudinea asta? Uite, îți dau un exemplu. Nu pot să mă uit la tine că suntem bărbați amândoi. Dacă te uiți așa, îți spune ceva, Greta, da, aici, îți spune ceva și în loc să răspunzi în secunda următoare, cum se face de obicei, stai puțin și te uiți la soția ta sau la soțul tău, la partenerul tău, stai și taci puțin și te uiți în ochii lui. Și atunci îți dai seama că tu faci ceva atunci, când nu răspunzi imediat. Gândești, gândești ce a spus, iei o decizie și acest lucru îi creează lui un respect pentru tine, fiindcă răspunzi după o secundă sau două de gândit. E foarte important să taci, să te uiți în ochii celorlalte așa un pic. Să zică, dar ce? Vrei să-mi zici ceva? Sau s-a întâmplat ceva? Dacă auzi fraza asta de la partener sau parteneră, înseamnă că s-a schimbat ceva la tine și uimești. Deci noi trebuie să-l facem de pe celălalt măcar... Ce nu ești atent? Exact, ești atentă. Exact. Nu contează comentariul. Contează că măcar o dată pe săptămână îl facem pe celălalt să spună, dar ce, s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat, sunt alt om. Și atunci totul... Da, ești alt om, ai găsit pe altcineva. Exact, exact. Și, într-adevăr, aceste schimbări sunt cele care mențin oamenii treji și este vorba despre o parte esențială a erotismului. Nu trebuie făcut sex în toate felurile ca să demonstrăm dragostea neapărat, ci este vorba de această atitudine vie care poate să producă senzația de nou, de schimbare, de învățare, de mișcare între cei doi. Doctorul Cristian Andrei vă așteaptă în seara asta la live-ul de pe pagina de Facebook Cristian Andrei. Doctorul Cristian Andrei vorbește despre schimbare. Doctore, da, la ora 20 ne întâlnim acolo. La ora 20 pe Facebook. Vă mulțumim mult de tot. Și dacă vreți să ascultați și un podcast despre terapia prin călătorie, îl găsiți pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, pentru că călătoria asta te schimbă. De-abia aștept să plecăm o dată în călătorie să vorbim de-astea. Doctore, abia aștept că aveți și o ruletă la Târgoviște. Exact, da. Gata, plec cu doctorul în călătorie. Mulțumim mult de tot.